Această rubrică vă este oferită de Sanador. Accidentul vascular cerebral este a doua cauză de deces în patologia cardiovasculară la noi în țară, după infarctul miocardic. Factorii de risc sunt ateroscleroza, fumatul, afecțiunile cardiovasculare sau diabetul zaharat. Care sunt semnele unui AVC, ne spune domnul dr. Cristian Pandrea, medic primar medicină de urgență. Bună dimineața! Bună dimineața! Cum recunoaștem accidentul vascular cerebral? Semnele și simptomele care anunță instaurarea unui accident vascular cerebral pot fi specifice sau nespecifice și de cele mai multe ori sau de multe ori primele semne nu ne duc neapărat cu gândul la așa ceva sau chiar există semne premonitorii care nu ne duc neapărat cu gândul la un accident vascular cerebral. E vorba de o durere de cap, e vorba de amețeli, e vorba de o astenie fizică, o stare de oboseală, dar de cele mai multe ori de asemenea, ele sunt urmate sau însoțite de niște semne mai specifice care ne pot duce, și nu numai că ne pot duce, dar trebuie să ne alarmeze cu privire la apariția unui accident vascular cerebral, cum ar fi disfuncțiile motorii și anume parezele sau chiar plegiile, care înseamnă o paralizie completă pe un membru sau pe o jumătate a corpului, tulburările senzitive, adică simțul de tactil, simțul termic, simțul dureros, de asemenea de obicei pe o jumătate din corp. Și în plus, între simptome putem decela, hai să zicem, disfuncțiile analizatorilor și anume ale simțurilor noastre, tulburări de auz, tulburări de vedere, tulburări ale gustului pot fi de asemenea izolate sau însoțind simptomele de care vorbeam mai devreme. Cum se produc concret accidentele vasculare cerebrale? După mecanismul de producere există două tipuri de accident vascular cerebral distincte. Ele se produc fie prin ocluzia, prin astuparea unui vas de tip arterial la nivelul cerebral și atunci accidentul vascular cerebral se numește ischemic, fie printr-o creare a unei breșe la nivelul acestui sistem vascular și atunci acest tip de accident vascular cerebral se numește hemoragic și se însoțește de extravazarea sângelui din vas în țesutul cerebral. Ce facem în cazul în care recunoaștem un astfel de AVC? În primul rând, ar fi important să fim avizați și să ne alarmăm atunci când apar semnele și simptomele de care vorbeam mai devreme, mai ales dacă ele apar în contextul unei vârste mai înaintate sau prezenței unor factori de risc, cum ar fi hipertensiunea arterială, dislipidemia, fumatul, diabetul zaharat și atunci e bine să ne adresăm unui medic chiar dacă cortegiul de simptome este doar dintre cele nespecifice sau premonitorii. Dacă însă debutul accidentului vascular cerebral este unul mai sever, atunci putem avea de-a face chiar cu alterarea stării de conștiință și atunci acordarea primului ajutor și alarmarea unui sistem medical de urgență sunt decisive, pentru că prognosticul acestor accidente vasculare cerebrale depinde foarte mult de ajungerea cât mai rapidă a pacientului respectiv într-o facilitate medicală specială care poate acorda intervențiile, hai să zicem, nu numai salvatoare de viață, dar și pentru un prognostic mai bun și pentru o calitate a vieții mai bună ulterior. Domnule doctor, vă mulțumesc mult pentru intervenția în direct la Digi Matinal. Și eu vă mulțumesc, o zi bună!
Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.